se numesc transaminaze și se găsesc în toate analizele uzuale de sânge recomandate de medicul de familie. Arată funcția ficatului. Pe buletinul de analize, transaminazele sunt regăsite sub denumirea de TGO sau AST, TGP sau ALT. Valorile modificate față de normal pot apărea din cauza virusurilor hepatitice B și C, din cauza alcoolului, din cauza ficatului gras non-alcoolic. Ce faceți dacă vedeți transaminaze mărite? Ăsta este primul pas, să eliminăm infecțiile virale cronice. Obligatoriu, primul pas este să verifice dacă ai virus de hepatită B, C și HIV-ul. Așa este protocolul, pentru că și infecția HIV, care nu este foarte rară, mai ales în centrele urbane și în porturi, în Constanța, în București, poate să ducă la creșterea transaminazelor. Deci este foarte important să verificăm și această infecție, pe care uneori oamenii o ignoră. Hepatitele cronice B și C netratate pot să ducă la ciroză, cu alte cuvinte, ficat nefuncțional. Ciroza înseamnă și ultima fază a ficatului gras alcoolic, ori a ficatului gras non-alcoolic. Funcția acestui organ vital este total compromisă. Cirrhosis, which means the texture is changing of the liver, the function. Its liver is functioning worse and worse. Liver cancer occurs about 85-90% in cirrhotic livers. Pentru ciroză nu există tratament specific, ci doar transplant hepatic. De la donator aflat în moarte cerebrală, e posibil însă și de la donator aflat în viață. Cum? Liver is one, but it's like if you look to house, to an apartment from outside, it's a one building, right? If you go in, there are floors, there are apartments. We can divide it in two, right lobe and left lobe. Right is about 70% of the liver mass. The left part is smaller. So if we want to transplant an adult, we use the right lobe of the liver. If we use a child, we use left lobe. Ambele persoane, atât donatorul cât și primitorul, vor avea ulterior vieți normale. Donatorul primește tratament imunosupresor pe toată durata vieții.